propriile greșeli. Oamenii de azi nu sunt mai morali, societatea în ansamblu nu este mai morală decât era în antichitate, doar știința eticii a progresat. Acum, crimele sunt mult mai sofisticate, dar nu înseamnă că au dispărut. Ba chiar sunt unii, așa zic, gânditori, la Davos, care gândesc o crimă globală. Să ucidă omenirea, să aducă de la 8 miliarde la 500 de mii de oameni, pentru că, zic ei, nu mai sunt resurse pe Pământ pentru 8 miliarde. Și o încercare a fost cu, știți dumneavoastră. Totuși, acest moment trebuie să ne aducă aminte că se pot repeta și se repetă chiar în zilele noastre crimele și genocide. Voi face apel la fapte, la documente, la filme de epocă, ca să luați contact direct cu nenorocirea care a fost în 1915, dar și înainte, poporul armean, un popor martir care a suferit aproape toată istoria sa, toată istoria, ajungând de la un imperiu care cuprindea toată Asia Mică și mari zone, să fie limitat acum în proporțiune foarte restrânsă. Teritoriul a fost luat armenilor de Imperiul Bizantin atunci și de Imperiul Otoman. Apoi au mai luat și rușii, au mai luat și a rămas ce este acum. Un popor martir, un popor de eroi care încearcă să supraviețuiască acolo în Caucaz. Marile tragedii care au marcat secolul 20. Vorbim de genocid, dar ce este genocidul? Autorul acestei noțiuni a fost Rafael Lemke. Cuvântul genocid vine la genos și cide, termen creat în 1944 de un jurist polonez, a zis Rafael Lemke. A trebuit să examinăm acest concept politic ca să înțelegem de ce uciderea armenilor, dar numai a lor, este genocid. Să recunoaștem oriunde pe lumea asta, când se întâmplă crime împotriva umanității, să putem califica dacă este sau nu genocid. Ce înseamnă genocid? Practica exterminării națiunilor și a grupurilor etnice. Exterminarea intenționată și deliberată a unei comunități sau grupuri naționale, etnice, rasiale sau religioase, constituind o crimă împotriva umanității. Convenția pentru prevenirea și reprimarea crimei în genocid, de genocid. Genocidul constă în acte comise cu intenție de a distruge în totalitate sau numai în parte
a unui grup național, etnic, rasial, religios, cum ar fi omorârea membrilor unui grup, atingerea gravă a integrității fizice sau morale a membrilor unui grup, supunerea intenționată a grupului la condiții de existență care antrenează distrugerea fizică totală sau parțială, măsuri care vizează scăderea natalității în sensul grupului, transferarea forțată a copiilor dintr-un grup într-altul. Păiți aminte copiii luați în Ucraina, duși în Rusia. Vor fi pedepsite următoarele acte. Genocidul, înțelegerea în vederea comiterii genocidului, incitarea directă și publică la comiterea unui genocid, tentativa de genocid, complicitatea la genocid. Foarte interesant că niciun tribunal din lumea asta nu s-a pronunțat sau nu a luat în dezbatere intenția acelor nebuni, miliardari, care vor să ucidă lumea. Aici sunt niște, este o listă cu masacrele îndreptate împotriva armenilor. Credem că au fost enorm de multe. Sunt documentate pe ani, pe localități, pe victime. Genocidul armean este primul genocid al secolului 20. Acesta a avut loc pe teritoriul Imperiului Otoman între anii 1915-1923. Pe data de 1 august 1914 a început primul război mondial, care a durat 4 ani. Imperiul Otoman, condus de junii turci, a intrat oficial în război pe data de 29 octombrie 1914. Trei factori cheie au contribuit la producerea genocidului armean și anume: declinul Imperiului Otoman, poziția vulnerabilă a armenilor din Imperiu și izbucnirea primului război mondial. Genocidul din 1915 nu era nici întâmplător, nici neașteptat. Acesta rezultă, în mod logic, după decenii, chiar după sute de ani, pe parcursul cărora sultanii turci succesivi, apoi junii turci, au dus o politică de cruzime naționalistă și de exterminare în privința tuturor popoarelor străine, inclusiv a armenilor. Acest fapt se datora unei politici de stat oficiale, nu a unor personalități izolate. Prima fază a genocidului armean a fost încorporarea a aproximativ 60.000 de bărbați armeni în armata otomană, care au fost ulterior dezarmați și uciși. De-a lungul timpului, armenii au contribuit semnificativ la dezvoltarea multor orașe, printre care și Constantinopol, actualul Istanbul. A doua fază a genocidului armean este reprezentată de arestarea a aproximativ 700 de intelectuali și reprezentanți ai elitei politice de origine armeană din Constantinopol. Majoritatea au fost arestați și uciși. Apoi, populația armeană constituită în mare parte din femei, copii și bătrâni de pe teritoriul Imperiului Otoman, a fost deportată în deșertul Deir Ezor, unde majoritatea a fost omorâtă. Pentru a realiza genocidul, turcii au creat centre de deportare și masacrare și lagăre de concentrare și anihilare a deportaților. La uciderea armenilor au participat atât soldați turci, cât și ofițeri de poliție și bandiți curzi. În urma deportărilor, pe teritoriul din estul Turciei de astăzi au mai rămas doar armenii care au trecut la religia musulmană. Ultima fază a genocidului armean a fost reprezentată de negarea guvernului turc până în momentul actual a deportărilor masive și a crimelor săvârșite de către turci și curzi. În perioada actuală, Turcia luptă împotriva recunoașterii genocidului armean prin intermediul denaturării istoriei, a propagandei și a activităților de lobby. Până data viitoare, toate cele bune! Într-un început, câteva lucruri despre Armenia. Lucruri pe care le știți de altfel, dar e bine să le reamintim. Că încă mai sunt acolo urmașii celor uciși.
Armenia se află în regiunea geografică a Transcaucaziei și se învecinează cu Turcia la vest, cu Georgia la nord, cu Azerbaijan la est și cu Iran la sud. Din cauza conflictului din Nagorno-Karabakh, care știți ce s-a întâmplat acolo de curând, granițele cu Turcia și cu Azerbaijan sunt închise. Are o suprafață de 29.000 de kilometri pătrați, populație de 3 milioane, religia, 99% din populație sunt creștini, armenii au fost primul popor creștin, limba oficială este limba armeană, din grupul limbilor indo-europene, din care face parte și limba getodaților, atracilor, străbunilor. Moneda oficială este dram. Poporul armean s-a stabilit în regiunea Caucaz, din apropierea muntelui Ararat, cam 3.000 de ani înainte de era noastră. Au ajuns să-și facă un stat care a crescut, ajungând aproape un imperiu, în stânga acolo, Imperiul Armenilor, în timpul lui Tigran al II-lea, cel mare, 95-55 înainte de Hristos. Cam în vremea când regatul dacilor era la noi. În vremea lui Tigran cel mare, regatul Armeniei a atins maxima expansiune cu o suprafață de 10 ori mai mare decât în prezent, se întindea de la Marea Mediterană până la Marea Caspică și Marea Neagră, formând o veritabilă punte de legătură între Europa și Asia. Iată însă că cu presiunile bizantinilor, cu presiunile otomanilor și a persanilor, încetul cu încetul, teritoriul locuit de armeni s-a restrâns și galben vedeți acolo zonele locuite de armeni. Da, 1910. În 1900, în cadrul Imperiului Otoman, ocupau 6 vilaiete armenii. Cam așa arătau haine de epocă ale armenilor în cadrul Imperiului Otoman în secolul al XVIII-lea. Iată aici un armean din condiție folosit pentru a căra. Muncă grea. Imperiul Otoman a ajuns astăzi al Imperiul Neo-Otoman, politica actualului președinte și partid. Imperiul Otoman a fost asasinul poporilor de greu, scuzați, armean. Aici este o manifestare la curtea unui sultan la Istanbul. La 1683 așa arăta Imperiul Otoman când turcii pentru ultima oară au încercat să cucerească Viena și dacă s-ar fi întâmplat asta, creștinii ar fi avut cu toții de suferit. A existat și un fel de preludiu al genocidului, mai multe etape. Masacrele au început încă în timpul sultanului Abdulhamid al II-lea, în 1894 și 1890 până în 1996. Alt sultan care a patronat uciderea armenilor a fost Mehmed al V-lea Reșat,
care a domnit de la 1909 până la 1918. Deci, practic, el era la putere în 1915. A fost al 35-lea sultan al Imperiului Otoman. A avut 7 frați, 5 neveste și 4 copii. Ultimul sultan otoman a fost Mehmed al VI-lea. A urcat pe tronul turcilor în 1918 până în 1922, când a fost detronat de Revoluția Junilor Turci, cei care au patronat, de asemenea, genocidul armenilor. A fost al 36-lea sultan și ultimul. A avut 8 frați și surori, 3 soții și 4 copii. Aici sunt enumerate violențele anterioare, din timpul trecem peste ele. Masacrele hamidiene din 1894-1896. Imagine de epocă din presa vremii cu atitudinile, masacre făcute de turci, cea o politică guvernamentală de mulți, mulți ani. N-a fost o întâmplare, nu mă zice aici. Aici se vorbește despre masacrele din Cilicia, Adana, în 1909. Imagini de epocă din presa vremii. Avem aici o execuție prin spânzurare la Adana, în 1909. Și presa franceză a reflectat crimele împotriva armenilor, dar prea multe măsuri nu au luat, pentru că era război și aveau nevoie de menținerea Imperiului Otoman pentru echilibru de putere în Europa. Aici avem o tabără de refugiați armeni din Siria, în 1909. Iar aici, victimile, copiii, zice că sunt ca cei de la Auschwitz. Deci, foamea, bolile, lipsa de igienă, faptul că și-au pierdut părinții, iată care sunt cauzele pentru care acești copii arată cum arată. Vinovați sunt aceștia. Talat Pașa, Ahmed Jemal Pașa, aici sunt și câteva date despre ei, da, practic nu merită să ne încărcăm memoria cu date despre criminal. Ismail Enver Pașa, și Behadedin Shakir Bey. Da. Aici avem documente care au stat la baza genocidului armean. Decizia rezolvării definitive a chestiunii armene, cum mai târziu chestiunea evreiască trebuia rezolvată prin soluția finală, aici, în cazul armenilor, a fost luată la 5 februarie 1915. Proiectul de rezolvare a acestei probleme era semnat de Talat Pașa, Dr. Nazim și Behadedin, în 1915. Iată cum arată circulara 3052 din 24 aprilie, care dă mână liberă criminalilor din armată și din acel turci și curzi, să ucidă și să ajunge pe armeni. În prima etapă, și aici o să vedem și într-un filmuleț, au arestat intelectualii și au arestat pe armeni ducându-i să, la lucru, să lucreze drumuri în munte, căi de comunicare pentru armată. Au luat întâi au ucis intelectualii care puteau să opună rezistență conștientă
crimei otomane. Iată aici profesori armeni uciși de turci. A doua etapă a fost în 1915 până în toamnă, când au fost arestați bărbați armeni și trimiși să lucreze la drumuri. După ce au lucrat la drumuri, au fost uciși. Au început deportările. Vedeți aici o hartă unde sunt puncte cu maro, unde au fost puncte de concentrare, după care au fost duși în deșert să moară. Harry Morgenthau este ambasadorul Statelor Unite, care descrie cu lup de amănunte ce se întâmplă în Turcia, în Imperiul Otoman, uciderea armenilor. Nu insistăm că e groaznic ce spune. Aici este Beatrice Rosner, este un medic elvețian care a salvat de la moarte un mare număr de armeni, ducându-i până la Țărmul Mării, unde i-au luat un vas francez. O să vedem niște imagini din filmul Promisiune. Iată, acesta e un erou al poporului armean. El este Ismail Enver Pașa, criminal. Iată la ce s-au pretat. Au deportat populația armeană în orașul Harput de soldații otomani în aprilie 1915. Refugiații armeni evacuați de marina franceză în 1915 la Nisa. Am zis, o să vedem imagini dintr-un film.